Bună seara, doamnelor și domnilor. Suntem în direct în grupul Microfonul Liber. Continuăm proiectul Microfonul Liber virtual cu Oleg Adrian Vlad și cu Victoria Spinei. După Microfonul Liber din parc, iată, suntem acum și online. Oleg și cu dinozaurul sau ce animal ai acolo, zine tema. Andriușa, salutări la toată lumea! Astăzi discutăm despre stimarea părinților și pentru ce copii trebuie să ascultă pe părinți. Почитание отца и матери, почему дети должны слушать родителей. Андрюша, ты можешь что-то сказать нам интересное сегодня или нет? Da, eu știu, eu pot să zic că ea că trebuie să ascultăm părinții, fiindcă dacă noi nu ascultăm, am să face ceva rău. Bine, de să discutăm acum de ce noi, copiii, trebuie să stimăm pe părinți, nu pe părinți cei care nu există, dar cei care sunt. Sunt foarte multe cazuri în viața noastră când părinții, copiii își lasă părinții. Când îi cresc pe dânșii, îi devin mari și îi uită de dânșii. Se duc peste hotare sau au niște supărări speciale compuse de dânșii sau, mă rog, știi cum, supărări din copilărie. Și asta își provoacă atitudinea urâtă din partea copiilor către părinți. Eu aș vrea să spun așa, că când copilul își lasă părintele, asta este oarecare needucație, în primul rând, și în al doilea rând este oarecare cum, nestimare, oarecare un păcat foarte mare, fiindcă și în legea Domnului scrie că trebuie să stimezi părinții, și în legea ateiștilor scrie că trebuie să stimăm părinții, și dacă te-au crescut mama și tata, tu nu trebuie să uiți când ei sunt bătrâni. Я считаю, что почитание отца и матери обязательно должно быть, и что дети, которые бросают родителей на протяжении жизни, после чего вырастают и забывают про них, уезжают куда-то, придумывают личные проблемы, личные обиды, это нарушение заповеди Божьей, которая есть, почитай отца и мать, и даже условий атеистических пониманий, потому что везде все диктуют одно и то же, что уважать родителей надо. Имеет ли кто-то насчет этого какое-то мнение? Арчнева, Оликаль, Парилием, Привинцила, Аста, Олег Брега? Eu tocmai comunicam cu Cati, care se scuză că nu poate participa cu noi în discuții pentru că se simte rău și suspectează că are COVID. Dar despre părinți, eu credeam că tu ai să le reproșezi întâi părinților că își lasă, că își abandonează copiii, pentru că se întâmplă și așa ceva. Cred că și tu ești victima unor părinți care și-au abandonat copilul, că ai crescut la orfelinat. Dar după aceea, na, se întâmplă și copiii să-și abandoneze părinții, dar mare parte din vina aparține chiar părinților, pentru că ei și-au educat odrasla în felul ăsta, nu? Baza educației, cei 7 ani de acasă, copilul îi are de la părinți. Felul cum se comportă el cu alți oameni, cu familia lui, cu animalele, se educă între cei primi 7 ani de acasă. Așa că soarta părinților e în primul rând în mâinile lor, a părinților, cât timp au putere de educație asupra copiilor lor. După aceea, sigur, copiii ajung și sub influența străzii, și sub influența televiziunii, a internetului, a școlii, a grădiniței, dar baza omului, umanismului, se pune în familie, între acei 7 ani când copilul comunică cu părinții săi sau cu frații, verișorii. Părerea mea. Înseamnă, tu te referi că cum părinții procedează cu copilul, așa copilul se procedeze cu dânsul. Adică cei ce vede copilul la părinți în copilărie, aceea va fi a să primească și părintele. Păi dacă noi în felul ăsta învățăm, imitând pe alții, personaje din film, din televiziune, din cărți sau personaje reale din viața noastră. Cel mai des imităm părinții noștri.
Nu aștepta să traduc și în rusă, numai tu vorbești în două limbi, păsărește, dar eu vorbesc într-o limbă. Хорошо, да, Олег Брега говорит, что да, в действительности, как ведут себя родители с детьми, так будет и в будущем с родителями. Как они построят, так себе и постелят. Окей, да, pentru ce copilul trebuie să asculte pe părinți? Este numai decât oarecare obligațiune, oarecare... De ce el trebuie să asculte părinți? Cum voi vă gândiți? Ia ca, spuneți, eu m-am uitat la statistica de pe internet și se referi acolo la cei că copilul trebuie să asculte pe părinții, că de pildă când părintele spun nu trebuie să te duci cu un om necunoscut sau nu trebuie să aprinzi focul singur sau nu trebuie să de pildă să te sui la înălțime undeva. Cum te gândești? Anume de cât trebuie să asculte copilul ăsta pe părintele sau nu? De ce merge așa oarecare un fel de copie că trebuie de fiecare dată să-i spunem tot așa și spunem părinții la copil și apoi un copil crește spune la alt părinte și merge așa pe moștenire, așa un fel de educație. De ce așa? Pentru că așa e dresajul. Cel matur care a trecut deja prin experiență și care are juridic capacitate de exercițiu îl învață pe cel minor care încă nu are experiență, îl învață cum funcționează lucrurile ca să nu experimenteze pe pielea proprie, ca să învețe din experiența altora. Noi suntem ființe atât de avansate încât transmitem cunoștințele pe cale verbală, cu cuvinte, cu educație și nu doar pe calea experimentală, că fiecare învață din propria experiență. E băgat mâna în foc, ai simțit cât te-ai fript și ai înțeles, doar așa. Că dacă înveți numai așa, pe cale experimentală, nu ajungi departe cu cunoașterea. Dacă înveți pe baza experienței altora, poți să ajungi culmele cunoașterii, poți să ajungi Einstein sau Eisenstein. Dar sunt situațiile când copilul poate și să nu asculte. Adică când copilul, când părinții ceva spun acei că, care nici nu trebuie să asculte. Adică, как бы, бывают такие случаи, что когда родитель что-то говорит, что ребенок не должен слушать их. Сын даже оказывает. Да, mai ales dacă copilul e o fire artistică și fără ca să experimenteze, fără ca să împotrivească normelor deja dinainte stabilite, el nu o să-și găsească un loc sub soarele artistic, o să rămână mereu primitiv, pentru că părintele lui, nefiind artist, are o cunoaștere artistică limitată. Copilul trebuie să iasă din carapacea asta, din țarcul ăsta artistic, sfidând și experimentând, încercând altfel sau inspirându-se de la alți părinți, de la alți artiști, de exemplu, dacă e fire artistică. Poate să fie copilul acrobat, poate să fie, eu știu, ceva, o fire sportivă și părintele lui, neavând fire sportivă, se teme, se urce pe sârmă, se sară peste cap, dar copilul poate să ajungă să facă performanță foarte mare. De aceea, la o anumită etapă a vieții, copilul trebuie să ignore deja ce mai spun părinții și să încerce calea lui proprie. Părerea mea, dar eu n-am copii. Iată, Victoria, care are copii. Iată, eu vreau să-ți spun un lucru. Mai sunt încă femeile este care de la mamele care sau tata care are probleme mentale, de pildă, că nu judecă ce spun și ei trebuie să învață pe copil cum aici procedează statul. Ei cumva sunt aparați? Cum te gândești tu? Păi, în astfel de situații, primii care trebuie să apărat sunt copiii, dar și părinții au dreptul să aibă acces la educația copiilor, la cunoaștere despre soarta lor. Deci, nu poți să-i nedreptățești nici pe unii, nici pe alții, dar primordial știu că în astfel de situații sunt copiii. Nu, adică și atunci statul apără copilul în primul rând. Da. Dacă se întâmplă cazul că mama nu înțelege și face de pildă și singură nu știi cum o cheamă. În cazul ăsta, cum tu te gândești? Cum procedezi statul? Are dreptul să o lepide pe dânsul, să o lipsească pe dânsul de drepturile părintești conform legii că are probleme mentale?
E foarte complicat și în ultimă instanță doar trebuie să ajungă la lipsirea de drepturi părintești, doar dacă starea sănătății părintelui poate dăuna copilului. Dar așa că nu înțelege ce face, cum zici tu, mare parte din părinți nu înțeleg ce fac. Cei mai mulți copii sunt născuți nedorind din întâmplare, fără mare problematizare. E, dacă a apărut copilul, lasă-l să crească. Și cu ce o să-l hrănim, cu ce o să-l educăm, ce rost o să-i dăm în viață, pe urmă să gândesc sau nu să gândesc deloc, părinți. Părerea mea. Dar cum am zis, eu n-am copii, nu mă pricep. Hai să zic Dar că iată că... Victoria are copii. Dacă îi dai Da, voi, pot să Oleg. vorbesc, da? Da, Da, sigur. dar tu ai zis că îi Vedeți, dai lui Victoria, Victoria. stai mai pe mijlocul cadrului, că stai într-o margine acum. Eu? Nu convine așa. De Victoria zic. Dar și tu, Oleg, mai în Da, stânga, da. deci, sau mai în dreapta ta. Așa? Așa. E bun. Hai că e bun. Încăpem Așa. testul. Da. Și am vrut să spun în privința de copii și de părinți, mai ales am vrut să începem cu părinții. Tot depinde de părinți. Vorbim în mod special pentru părinți normali, care nu au cum defecte mentale, acolo dizabilități, n-au boli psihice, n-au abuzuri astea alcoolice, acolo agresii. Noi vorbim de familii care sunt obișnuite. Începând de la familii obișnuite, noi ar trebui să avem în vedere că anumii părinții, tot ce includ în copii de mititei, dar cu mare regret, noi nu includem nimic în copiii noștri, deoarece când crește, ori crescă în mahală, în dadacă, la grădiniță și la școală. Pe urmă, pe drumuri, și cum a menționat ăsta, domnul Oleg prin Adrian? internet, nu, dumneavoastră, când prin internet și mai vede cu prieteni și atât. Și noi, pe urmă, vedem ceea ce este. Noi culegem ceea ce am produs. Ar fi bine, dimite-te, este sfatul meu, cu regret că eu n-am apucat și nu mi-a sfătuit nimeni, dimite-te până la 7 ani, nici o grădiniță, nici o mahală. Nu-i mamuca, nu-i nașica, nu-i șina. Este mama, tata și o familie completă care eu am în vedere de familie obișnuită și normală, care a să pui tot eforturile pentru nu numai și educarea. Aici merge educarea asta prima și a doilea, tu îi dai tot atenția ta, toată căldura ta. Toate, când s-a format copilul, el trebuie să simte aceasta. Puțin dacă el nu a simțit, asta tot în parcursul vieții, noi s-a observat, adică, Alo? Victoria a dispărut, are probleme de conexiune. Până când ați prelungesc eu, până când ea se conecteze? O secundă, m-a Iacu a sunat, dar apărut. am dizbătut. M-a sunat cineva, dar am dizbătut. Așa, am revenit. Am vrut să Deci spun de dragostea ce e eu mai și importantă decât lumea. educația, da? E importanță tot ce punem noi în copilul acela. Tot, toate elementele, nu numai educația. Și stimă, și respect, și căldura noastră, și atenția noastră, înțelegeți? Până la 7 ani, asta cel mai important lucru. Dacă noi vrem să avem copii normali, fără de, cum o zis Oleg, este Andrian, că ea că au lepădat și totul în Italia, ori au lepădat și totul în Franța și părinții stau. Dacă tu până la 7 ani să ai grijă de dânsul și să-i faci tot, el pe urmă nu te va lepăda, că el așa e format.
Dar cu mare regret la noi copiii cresc așa, hai, 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 repede, repede, la, ai, gata, de-am crescut, ia că de-am îmblă, dar nu dăm seama că noi, timpul trece, dar educația aceea care ar trebui la timpul celălalt, noi nu o dăm. Și în viață regretăm că noi, părinții, nu vedem de la dâns nici stimă, nici căldură, nici respect. Înțelegeți? Tot depinde tot ce am dat noi la copil. Numai n-am dat pe deplin, copilul n-a să-ți dăi nici la bătrâneț pe deplin. Așa, asta în privința asta am început să vă spun ca основа. Как сказать основа? База, fundament. Da, asta e fundamentul. Cel mai principal, că noi nu avem timp să discutăm mult. Și dacă a spus Adrian că vrea să spui pe un grup, m-am considerat să spun cel mai important că tot după timp. Asta prima. Și dacă noi, pe urmă, mama noastră, tatăl nostru, trebuie să facă pilda nouă copiilor. Noi întâi vedem de la mama și tata că nu fumează, că nu beau, că nu strigă în glas tare, dar vorbește în jumătate de glas. Părinți care se obișnuiesc cresc în jumătate de glas și copilul vorbește în jumătate de glas. Și vede copilul la părinți cum se atârnă unul de altul, așa și ei se cresc și se educă. Și de asta, dacă vedeți acum că asta copiii sunt care poate li leapădă, nu vă gândiți. În Moldova, dacă și-o lepăda cineva părinții, o lepăda deoarece la noi în țară n-ai și faci cu părinți, pur și simplu te uiți cum ei mor de foame și tu mori și părinții. Da, tu stai cu dânșii, dar tu nu poți să-i cumperi nici pampersuri astea, nu poți nici o pelincuță, leacuri, mâncare, tu nu poți să-i dai la noi mult procente din populație. S-au dus după graniță și de acolo trimiteau bani ca cineva din dădași care au mai rămas aici mai sărași și nu au avut posibilitate să ducă după graniță, după astea e. Și aici catau de părinții lor. Dar sunt puțin procente care el menționează, Adrian, care le leapădă și nu se uită deloc. Probabil dacă copilul nu se uită deloc la părinte, probabil putem să spunem că în viață el nu tot așa nu a văzut de la părinte așa și v-am spus, baza aceea, știu orice lui indiferent de părinte. Asta și am vrut să spun cel mai principal. Da, Oleg. Eu să cot uitați care e problema. Ea că noi te spunem că părinții, dar sunt copii de ești care câtă bunătate pui într și oricum ei devin niște tălhari, niște care, măcar că mama a stat și 7 ani, și 13 ani, și 20 de ani cu dânșe, și la 40 de ani aduce mandarină și apisină în pat, și oricum el nu stimează pe dânsa. Eu, știți, am avut un caz, din păcate, când mergeam eu pe la căsă cu Colinda, chiar cu Colinda, adică la Crăciun, m-am întâlnit o bunică de 95 de ani. Și știi ce îmi spune ea? Ea așa plânge și, în primul rând, m-a mulțumit că am venit, că sărbătoare, mă rog, și a zis ea așa. Am trei fiici și chiar în față ei îmi spun că așteaptă ca eu să mor, numai să-i dau lor apartamentul. Și nici așa ne rușine că eu am crescut pe dânșe. Eu i-am dat educație, eu i-am dat tot sufletul întrânșe, pentru că la 90 de ani s-a ascult așa ceva. Și femeia așa de tare plângea, așa de tare au fost de asta, iar și zice, nu vreau să văd în veacului pe dânșă după asta, adică ei nici nu-i aduc apă, nici nu-i aduc mâncare. Eu anexat după dânsă asistenta socială, care, sau cum se numește asta, nu știu, doamna Victoria, mă ta, cum se numește asistenta socială? Asistenta socială personală, care
закреплен за каждым человеком больным, там есть ассистент сучал, да, așa. Да, și asta e, și e plânge, și spune, oare eu și n-am dat, cum n-am dat, Lora, și n-am putut să-i dau eu în viață ca să ascult la urma urmei așa cuvinte. Sau, de pildă, noi e ca multă acum atragem atenție, că aș vrea pe doamna Victoria să întreb, că am auzit că citea acolo niște poezii de Dumnezeu, poate că-și crede în Dumnezeu. Cum vă gândiți, legea asta care o zis Dumnezeu să stimăm părinții, dacă noi nu facem asta, e să se trage la răspundere din partea Domnului sau nu se trage? Sau din partea naturii, ca cum Oleg Bregă nu crede în Domnul? Mai întâi vreau să vă spun că am studiat istoria creștinilor de mai primul veacului. Acolo se spune că copilul nu putea să meargă nicăieri, nici afară la joacă, până nu cere binecuvântare de la părinți. Și depinde mult de la ce spune părinte. El îi spune, ia că mă duc să pasc oile. Binecuvântează-mă. Așa era obișnuit să binecuvânteze. Și dacă părintele o binecuvântat, cu dânsul nu se întâmpla nimic. El mergea pe drum, el se juca, el paștea oi. Și mare importanță era dacă trebuie să te duci cu binecuvântare. Trebuie să te duci undeva la lucru. Mama, blagoslovite, papa, blagoslovi. Mai mult se referia la tată, că anume este bărbații trebuiau să studieze Biblia ca să-L cunoască pe Dumnezeu și să duhovnicești, să ție familia, adică în modul ăsta duhovnicesc, dumnezeiesc. Așa că mare importanță este rolul părinților. Mare importanță este rolul părinților când binecuvintează și totodată sunt cazuri că, как проклинают? Блестем. Да, are блестем. Că se întâmplă rar, eu citeam tot, studiam în arhivă, istorie, că este care părință și blestemau copiii. Totodată vreau să vă amintesc, tot așa am citit în istorie, în Biblie, în toate astea, că cândva, dacă copilul nu asculta, părinții tot îi spune și îi spune și îl învață. Eu vă spun istoria de pe veacului când numai s-a început lumea. Apoi acolo scrie Biblia că îi spune, nu odată. Și el tot își repetă să nu asculte de părinți. Și lui îmi pasă de părinți. Pe atunci trebuie el să-l dăie la răspundere, adică la autorități care acolo erau în loc de judecători, erau împărații, cândva împărații erau și ca prezidentul, și ca judecătorul, adică tot făcea împăratul deodată, că doar nu aveau tot funcțiile acestea. Și vine mama cu tata, cu copilul, și îi spune la împărat, cu mare regret, faceți cu dânsul ce vreți. Și îl băteau în pietre. Nu numai pe dânsul. Atunci așa era pedeapsa, că cum și o femeie, dacă îmbla prin curvie, unul care și-a ucis, unul care acolo nu știu ce, îi băteau cu pietre. Și m-a mirat faptul că părinții aduceau copiilor și spuneau, nu odată i-am zis și noi de-am ne-am săturat, că el ne enervează și nu ne ascultă. Asta scrie Biblia, eu nu spun de el din cap. Și zice, mă dăm vași ruchi, делайте ce хотите. Și atunci decide de-amu împăratul. El de-am avea frică, ori îl bătie, ori îl mai pedepseu cu alt pedeps. Asta e o strașnicie. Asta, așa am spus-o eu, că da, era așa mai înainte, că dacă deam copilul, vezi că
Dar noi de-am dice, de când a venit Iisus Hristos, de-am avem 2000 de ani, de-am, Evanghelia nu învață ca să pedepsăm copilul. Evanghelia spune că cât copilul nu ar păcătui, părinte de hojma trebuie să-l ierte și să-l binecuvinteze și părinte este obligat să nu spuie rău despre copilul lui. Lasă spui mahala, lasă spui frații acolo, virișori, eu nu știu, dar din gura mamei să nu iasă copilul rău. Tu cât îi spui la copil, ты красивый, ты хороший, ты умный. Я лаше шефа сопрефаче, дупа кувинтели то теля. Дар да кто испой? Эй, ешь не мернику, о, ешь бандит. Есть иной ашен требует сам кувинти. Я лаше сафаче в вяце. Де эксклюз кувинти реле, де спус нума бини, де бини кувентат. Ши, ca am trecut psihologia, puțin 9 luni de zile am învățat psihologia. Chiar și în copil găsești 100 rele. Ia că el are 100 de calități rele. Găsești, părinte, una bună și să ții numai de aceea bună. De cele 100 să nu spui, dar să-și cată un motiv să-l laude. Și dacă găsești motivul acesta, trebuie să dezvolte numai așa ce-o văzut bine. Și copilul când îl lauți, vă spun în serios, cât mai mult a să-l lauți, cât mai mult a să-l vezi triumfător, a să vezi victorie în sine, că a să te mândrești de copiii tăi care... Cum eu am spus, atunci baza, tot ce punem noi, tot avem. Noi avem dreptul și să-i pedepsim și să mai lăsăm. Dar totuși, vreau să e vă mai bine din Biblie. Când îl lauți, dar nu când îl suduri. Vreau să vă citesc din Biblie, că sunteți amândoi credincioși, vă lăudați că învățați Biblia, dar vreau să vă spun cartea aceea scrisă cu mii de ani în urmă, îi la limita penalului, dacă faci cum scrie în carte, o să intri la nu pușcărie. Facem, nu. Ascultă. Nu facem. Dacă un nu, om nu, nu. Spune ascultător și îndărătnic, care nu ascultă nici de glasul tatălui său, nici de glasul mamei lui și nu-l ascultă sau chiar după ce l-au pedepsit tatăl și mama, să-l ia și să-l ducă la bătrânii cetății lui și la poarta locului în care locuiește. Să spună bătrânilor cetății lui, iată, fiul nostru este neascultător și îndărătnic, n-ascultă da, da, da. De glasul nostru și este lac un șbețiv. Și toți oamenii din cetatea lui să-l ucidă cu pietre și să moară pe copilul neascultător. Bună pedeapsă, nu? Astfel să cureți rău pe mijlocul tău, pentru că tot Israelul să audă și să se teamă. Deuteronom 21 cu 18. Da, 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 da. O să intrați la pușcării dacă faceți cum făceau evreii cei primitivi care au inventat Biblia. Dacă duceți la bătrânii și omorâți copilul când ascultă, o să intrați la pușcărie. Aveți grijă. Nici pedeapsă da, cu vorba, cu palma nu-i permis acum în secolul 21. Nu mă cu lauda. El pedepsești cu lauda. O, te mălădieți. O, te сегодня tu, ia ca... Nu mă spui de bine. Nu-l sudui deloc. Chiar și el a răsturnat cana și e coapă. Nu a procedat corect. Da. Nu-i spui. Nu-i bună Biblia, Victoria. Poftim? Dacă nu-i bună Biblia, dacă nu vrei să faci cum scrie în Biblie. Nu, asta era doar o istorie. Это были примитивные люди. У них не было ни психологов. Nu era carte, nu era nimic. Atunci ei numai să... Stai! Dar totuși a menționat că era doar... Dumnezeu era carte. Dumnezeu dicta lege. Cum nu era carte? El era inițiat la legile astea. Corect, Oleg Brega? Ei, lasă-mă cu Dumnezeu, doar știți că eu nu cred. Lăsați-mă cu argumentele astea. Nu, dar păi... Cartea și ei au fost scrisă de niște oameni. Asta carte a fost nu scrisă, dar asta legea a fost de la Domnul dată. Până n-a fost scrisă, ea a fost vorbită din gură în gură, ca Miorița, ca meșterul Manole. Era folclor popular evreiesc
la niște popoare primitive cu mii de ani în urmă. Ok, am altă întrebare. Este oarecare pericol anumit la copii când ei nu ascultă pe părinți? Ce poate să se întâmple, de pildă? Doamna Victorie, mă tai ai avut așa cazuri. Poți să povestești Și cu asta întrebare că nu prea am înțeles. Care e pericolul dacă copilul nu ascultă părinții? Существуют ли какие-то риски при непослушании ребенка? Вот, допустим, если родитель что-то сказал, он не послушал и сделал. Какие последствия могут быть после этого, допустим, в действительности? Спомни румына, Олег. Румына, аста кари... Куда-то румына, спомни, я требую румына с распунт. Dacă nu ascultă copilul părintele său, și poate să se întâmple rău. A, ce riscă. Acum. I-am întrebat risc și am înțeles că nu știi cuvântul ăsta. Din Biblie n-ați învățat. La... Какие последствия выходят из непослушания ребенка? Așa, dacă el nu ascultă, tot și lui mama îi rușine, că îi rușine și de lume, că ia uite copilul tău, adică au procedat așa, ori așa. Asta e de-a mai, așa, știi, nu-i prea important. Cel mai important, că copilul riscă, îl e la evidență. Cum și la școală, îl pune la un creion acolo, îl scrie, ia că aici stai așa la bătăușnic, oricum spune acolo, da? Dacă crești mai mare tot, da, și asta de a merge cu, când îi scrii caracteristica, când, de pildă, cine n-ar intra în clasă, îi zice, a, ăsta e copil, jala, a, da, ăsta e jala. Adică, deodată te formează pentru copil, asta e greu. Pe dânsul deamă-l eu ca de un rău, înțelegeți? Și el nu poate deamă, el poate vrea deamă să se schimbe. Dar pe dânsul tot copiii din clasă și din prieteni, aia este așa. Și el deamă așa și merge cum îi spune clasa, cum spun prietenii. Dar totodată vă spun că și dacă stau și mai mari și ei mai fac o trăsnei, poți să-l iei și la poliție, cum acolo este pentru copii, cum se numește poliția și ei pentru copii, pentru minori. Așa se numește. Da. Inspectoratul este pe minori și tot așa. Dar noi, toate eforturile, noi părinți, trebuie să spunem toate eforturile ca copiii noștri să nu ajungă la creionul cel care l-a scris acolo deoparte și l-a pus în... A, gata, l-a însemnat că el e... Nu da, trebuie să facem o diferență, nu trebuie să ne părăneam. Criminalne probleme из-за непослушания ребенка. Poate să se evite probleme criminale de la neascultarea copilului. O secundă vreau să ne prindă lumina, că nu vedem. Ok. Și a prins lumina, că nu se vede. Am stat fără lumină până acum, că nu-mi trebuie lumina, dar acum văd că sunt întunecat. Așa. Ai auzit ce am întrebat eu? Mai spune odată, te rog frumos. Имеет ли какие-то криминальные последствия из-за непослушания ребенка? Вот если ребенку говорят, не ходи ночью туда, не связывайся с теми людьми, если он не слушается, возникают какие-то проблемы из-за этого? Existe у Арикари... Есть последствия, да, я врёсу спон... cum spun, altceva am vrut să zic, că noi când spunem la copil, dimite-l, noi nu trebuie să-i spunem, nu te du, că nu se poate, și atât, și punct. Nu, de pildă, hai și ne-om încălța, el se duce disculță vară, hai și ne-om încălța, că este frig afară,
că nu-i bine de îmblat, de sculți, picioruțele noastre să fie călduță, ai și umbră. Adică e răspuns de ce. Noi niciodată nu îi spunem de ce și ies că noi suntem ca lideri, ca dictatori. Adine băstră curtcu. Și așa și gândește, oi, ca la armată, băstră adeți curtcu. Я сказал, нельзя. Адика, ну и спой приказным тоном, ну ей лидерство не доминируешь. Пур симплу и спой, бери куртку, шину ты опрежь. Кынай спусть приказу, кала арматы, вставай и стройся, да и спой аше. Ети рок фрумос куртка, кафары вынт, и речи. Шиля муреш дыши, я вас пункт, когда deja acum, mai la sfârșit, când am învățat psihologia, tare greu. De ce psihologia aceasta eu n-am învățat-o, n-am studiat când eram mai tânăr să-i spun. Eu fix așa eram. El nu înțelege, dar ce trebuie să mă îmbrăci. Eu nu vreau, că e cald un alta. Dar totuși, și n-ai spune la copil, îi spui și lămurești pentru ce. Nu te duci să furi cireșe, de pildă, la o bătrânică. Că mămuca ce i-au pus pomul ceala. Ea așteaptă roadă. Acolo iepone toarnă apă, sapă. Iepone acolo perigunoi și ala, tăt. Ea are grijă. Eu așteptat atâți ani. Tu pe drum tot îi povestești la copilul. Da, ia uite. Și apoi eu așteptat atâți ani să rupă o cireaș, dar tu te-ai dus și ai rupt-o. Și nu ei spune, nu, trebuie să te oprești, dar trebuie să-i lămurești. Asta noi acum știm, că sunt internetul și sunt cărți. Dar cândva, mama mea nu știe cum pe noi să ne educă. Și noi ne educam așa cum o da Dumnezeu, așa cum sunt. Noi, cum am educat eu 5 copii, tot așa, nu știam multe informații, copil după copil, nevoi, deci trebuie să prăjesc aici, fac pâine aici, spăl aici, mătur. Eu n-am avut când de-o pildă să mă așez și să-i lămuresc, dar ce nu trebuie să-mi, da, să îmbrăci curcă, ori să nu îmbrăci, psihologia, adică el, ca să te prindă pe tine ca de un om bun, да ну, де диктатор, о, день куртку я сказал одеть, значит, все, потому что будут последствия, ты заболеешь. Я каста, ты очень клюдим, вам спус, де база, сейчас вам спус, де ланчапут, база. Ты сейчас испуй, лакопил, де метел, а сей спуй коррект, а сей спуй, думал, спичал, пенту копил, кари, дей луй, тет колдура. Де метел, испуй. Давай будем кушать, потому что у нас организм должен работать. Около сынча, около щел, ла-ла-ла, ба-ба-ба. Щел, щел, что скулты? Хоть что снимать? Да кенту испуй, я кашьякум. Еу спуне, мам, вятся. Еу, что посеяли, то и пожинай. Кури-грет. Да но и путем со спунем к депил, да к копилу, ну, а скулты пи мама, к... Asta e păcatul mamei, că e vinovat în asta. Putem să învinovățăm și pe mama și pe tata, nu numai pe copil că nu ascultă părinți. În primul rând, la noi mă iertați, dar la noi așa, tătă jina pe grătina. Așa e proverbul este moldovnesc. Ceva, ceva, și copilul dacă și-au făcut, gata, părinți să-ți vinovați. Vă spun că depinde nu numai părinți, dar depinde și, cum să spun, gene. Gene, gene. Da, totuși sângele, acui sânge, totuși ceva, ceva el și acționează și de la rodovoie, din neam în neam. Poate dacă tătucă a fost iute, când te uiți copilul, e mai iute. Când vezi că mamuca a fost acolo mai tăcut, când mă uit și copilul meu seamănă cu mamuca, e mai tăcut. Dar totuși, eu vă spun, de bază este tot ce aș... Cum? Tot ce aș produr, ce aș spui în copilul celălalt, așa e și așa. Cum aș învieță și așa spune.
Da. Deci eu să cop așa, dacă copilul nu ascultă pe mama sau pe tata, dacă el spune nu te juca cu, nu te lega cu copiii, ești că ei nu-s buni, înseamnă mama cândva o trecut prin asta sau tata, înseamnă ei o știut cazul ăsta, că înseamnă și ei o trecut, au greșit și nu au ascultat pe părinții. Și la urmă, asta poate și el poate să, să unească cu niște copii de stradă și a ducă și a sfură. Înțelegeți cum? Că când copil ești, apă tu ești mai altfel judici decât mătur. Tu ți-e interesant, ți-e, ai niște приключения, пойти, обворовать магазин, бомбануть что-то, кого-то ударить, у кого-то что-то украсть. Asta este oarecare azart, înțelegeți copilăresc? Și atunci noi nu ne gândim... Poftim? Am vrut să spun la subiectul acesta ceva. Da, da. Așa, vreau să povestesc un caz, că deoarece eu de grabă trebuie să mă deconectez și să reușesc să... Tot a spun pe scurt, eram clasa 4-a, când în clasă a adus o fetiță din familia bețevanilor. Mama, tata biau, tătuca, mămucă biau și eu a venit neumbrică țâcă, așa, știi, când și-o avut, eu știu cum. Și eu a adus o zavuci, zavuci, cum spune zavuci. Răspunde pentru învățătură. Da, zice ea ca copilul acesta să învețe la voi în clasă și îl așează acolo la o bancă. Băițelul celălalt zice, nu, nu puneți lângă mine. Nu așa să lângă mine. Și zauciu e copilul ăsta și îl duce la altă bancă. Și a umblat copilul ceala toate bănșele până a ajuns la mine. Și eu eram educată de părinții mei creștini. Și îmi spune, можно она с тобой сядет? Да eu zic, конечно. И, cum, подвинула ей скамейку, она села возле меня. Și cum te gândești? Părinții mei îmi spuneau acasă, de ce te-ai legat cu dânsa? Eu prietenem cu dânsa, eram ca surori. Eu petreceam acasă, ei vine la mine acasă, eu le-am zis. Și mama îmi spune, doar din familie bețivilor, pentru ce tu te-ai legat cu ea? Eu i-am spun, mama, când am intrat în clasă, eu îmi plângeam. Zic, cum așa? Îmblă copilul ăsta ca nimănui, ei vinovat cu părinții meu. Doar copilul nu bea. Ei vinovat că golgoci sunt rupți și ei nu îmbrăcățică. Nu, eu trebuie să o ajut. Noi eram 8 în familie și eu tot avem golgoci caproni, ori de cele de mătas, dar undeva erau prins cu... Că așa, o le purtam de pe surorile mele. Dar când am văzut că ianari și snore de la școală, eu mă împărțeam cu dânsa de la colțuni și galgoci și de multe ori o salvam pe ea, că ei mergeam acasă, dar ei îmi spune, eu mă tem să intr în casă, vreau să lepăd geanta și să mă duc la tine, că mi-e greu cu tăt geanta să meargă la mine. Dar ei zice, я боюсь зайти в дом, они все пьяные. Și eu mă dușem. Și intram, eram eu mai șustră aia, dar ei știi cum, așa. Și este mers de părinții ei. Noi atunci nu știam de drepturile omului, noi nu știam că trebuie să spunem la primărie. Eu sigur mă temeam, dar dacă eram zdrăvănuță și fizic dezvoltată, eu intram prima și îi spunem, tu stai afară, eu mă duc să văd și fac părinții tăi. Și apieșem și îi zicem, gata, ei dorm. De hai, pune geanta și hădem. Și asta noi am crescut și ne-am făcut ca surori. Acum ei trăiește în Chinișma. Într-un timp n-am găsit-o, că după clasa 9 s-a dus la lucru și n-am putut. Și-am dat și la în căutare, la Ždimenea, la programul ăsta. Amui noi ne-am găsit. Dar ce vreau să vă spun? S-o căsătorit, așa o femeiușcă frumoasă. Și ei ne toată viața îmi spune. Adică că numai pe mine mă ține minte. Înțelegi? Că părinții ne-i înțeau și eu ne-o aduci. Și ce-o te sviază ăștia?
ты будешь к меса о омпуне с фури одеколонур де ла универмаг для похмелки. Ши фетица аста фура дин класса патра. Ши мама дзе, ты видишь, как она ворует, и ты будешь воровать. Остави, не дружи с ней, мама, я должна ей помочь. Мама, ну вот, мама. Ши аста ну то отказули кум тут зыщ Адриан. Да, гата. Я бун к иной сведем, да, копилу чала, де инфлуенца, меса, он пунеш, есть име. И ну era физик дезволтаты, ши морал тот ну era пригатиты. И постоянно ави фрики. Дар, слава Домнului, că идем аша. Ну то отказули тот уна. Ши ной ну птем ин директ са спонем, că гата, да кумул чала, гата, ну тле спретеним. Din Biblie, scurte. Nu cruța copilul de mustrare, dacă îl vei. Două proverbe din Biblie vă mai citesc. Nu cruța copilul, căci dacă îl vei lovi cu nuiaua, nu va muri. Da? Deci mustră-l și plesnește-l cu nuiaua, scrie în Biblie. Nuiaua și iertarea dau înțelepciunea, iar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Foarte corect. Da. Nu-i corect deloc, colegă, e ilegal. Intri la pușcărie dacă plesnești copilul cu nuiaua sau cu palma. Nu, chiar să nu dai niciodată cu o palmă, n-a fost niciun părinte să mă-i dea cu o palmă, măcar peste popăneață. Mai ales cu nuiaua. Ei, cu nuiaua, da, eu sunt de acord că n-ar trebui, dar să nu-i dai chiar la copil nimic, nicio palmă. Slava Domnului, dacă sunt așa părinți care au așa o, cum spune, o fire tare și rabdă-te, dar, de pildă, eu nu știu, ar fi bine să nu-i dai cu palmă, dar dacă el nu înțelege. Dacă ascultă, trebuie să-i înveți până la atâta să te înțeleagă. Trebuie să ai răbdare, trebuie să ai o înțelepciune. Nu faci fizic nici la copil, nici la vecin, nici cu altul care poți să-ți pui mintea fizică. Nu! Nu procedezi corect când se bat tot așa. Posibil că trebuie, doamna Victorie, dacă Solomon scrie că trebuie, înseamnă el și va știe, nu? Solomon spunea asta cu mii de ani în urmă, regulile s-au schimbat. Cum pașei, mă, ta? Vine asta el social și mă întreba. Avea niște întrebări, la că eu eram în lista cu mulți copii, cu social vulnerabili, și ea vine cu sondaj. Ia că mă trebuie să tine. Alo? S-aude, da? Da, da. Și că... Da. Dacă nu faceți violență în familie, mă întreabă. Eu zic, eu nu știu și fel de violență. Dacă nu bați copiii, eu îi spun, doamna Nina, de bătut, eu nu înțeleg cuvântul ăsta, bați copilul. Eu știu că îl ieși de pom, de stâlp și îl bați, și el nu poate să... Dar dacă i-ai dat acolo una la cordă, e că nu, eu trebuie să scriu corect. Eu de atunci nu pălem de-am, de, după ce... Eu îi mai dădem așa câteodată la cord. Dar după asta, după ce ne-a spus asistenta socială, că trebuie cu ghinișorul, trebuie să-l lauți, trebuie așa, și mulțumesc, doamna Nina, era asistent social, mulțumesc, multe îndrumări ei nu i-au spus, slavă ți-i, Doamne, că e tot era, cum, și ei este credincioasă, dar multe sfaturi îmi dădea. El cu ghinișorul, da mai spune așa, da mai așa. Dar știți ce? Eu primeala другие методы, încă și metode făceam. Un băițel de neu, nu mai țin minte de am cine anume, nu mă ascultă și nu mă ascultă și nu mă ascultă, îi spun să vii la ora 8, nu vine, așa, tu nu așa, ori așa, gata, am văzut că și trebuie să-l pedepsesc. Eu nu pălesc, nu-i fac nimic, adică îi dădeam câteodată din când în când la cur. Pe urmă am decis, după și asistent social ne-a lămurit, eu gata, am spus că mai mult nu pălesc. Nici ca în glumă, nici ca nu știu cum. Și
ei ar trebui să meargă la Chișinău, dacă nu trăim de la Drochea, trebuie să meargă la Chișinău cu jocurile astea, în șașchi, în șahmate, dar el era tare bun jucător. Și tot clasa se duce. Mama, vă daiote деньги, daiote răzgenie. Нет. Dar de ce? Dar tu tătă luna nu m-ai ascultat? Eu niciodată, nici de urechi nu te-am tras, nici asta, dar zic că ap mai din întregez de urechi. Și îmi dați voie la Chișinău cu așa o plâns și încă ne-o zis așa, за то, что вы меня не пустили, я вам всю жизнь буду помнить. Că asta era o pedeapsă pentru dânsul. Так, la футбол nu te duci, la шашки nu te duci. Luna asta nu-ți cumpăr cortcă nouă, asemblă în asta veche. Gata, asta era o pedeapsă pentru dânsul. Și el la altă lună m-a ascultat. Mama, dă-ți să duc ap și ce-ți mai fac? Dar să cumpăr cortcă. Asta o cumpăr. Dacă nu am plinit 16 ani, apoi s-a dus să mai lucreze la alții acolo ceva, mai încărca el. Ei, se duce el gata de lucru. Dar eu zic, măi, încă ești nerelă, mai așteaptă că ai dovedești să lucrezi. Я не хочу унижаться и спрашивать вас разрешение купить мне куртку. Я говорю, сынгур, с него купер. Слава тебе, Доме. А с купер сынгур, и у нас манер с купене. Дикари врел ее куртка, с кабине. Что для тунча ел не шодата, но черри пызвали аз. Da, dar sunt cazuri și alte, că de pildă eu când am crescut, chiar că, măcar că copiii au fost de la căsi, aveau părință, puteau să pălească pe un copil cu capul în stâlp, sau de pildă eu când prima dată am venit la școală, o băgat pe un copil sub cran la apă și eu am văzut altul totul luat pe dânsul, l-a băgat sub cran, dar au fost de noștri, răvesnici, cum se spune în limba română, Ăstăriană, deși eu să-l bag pe dânsul în cran, dacă tăți l-au băgat pe dânsul sub cran la apă, deși și eu să o fac asta. Și am făcut și eu și așa bucuroși am fost. Eu de ce am povestit amu situația asta? Dar noi primer zărăzitele, adică cel ce mai prostesc, el să anină mai repede decât cei ce spune doamna Victoria. E povestește de educație din casă părintească. Dar eu tot mă stărui să povestesc că sunt copii care nu sunt învățați în casă părintească, o legă bregă corectă, o accentat la orfelinate și așa mai departe. Și ea că, de pildă, așa persoane au fost altfel educați. Cum spuneți voi, dăunează asta la educația în casa părintească după cei ce se unesc copii de la casa de copii, internat, cu copiii de la casa părintească. Doamna Victoria, puteți să spuneți ceva? Eu vreau să vă spun una. Să țineți minte odată totdeauna. Cum și în casele noastre și cum în casele la internaturi și la casele astea, da? Я скажу по-русски, мне быстрее просто выразиться. Значит, мы не можем делить. У меня, может быть, ребенок хуже воспитан, чем тот, что воспитывался в интернате. Есть часть детей, которые, я говорю, выслушай, значит, есть в интернате такие дети, на которых можешь памятник ставить. Половина из них, они слушаются, они боятся, они почитают, там не знают, ту-ту-ту-сю-сю. Как и в наших полных семьях есть и хорошие, и плохие. Eu nu pot să fac comparații, că acolo e mai rău la școală internat și nu le-a dat lor pe deplin, că acolo tot erau în timpul nostru când erau internate, de acum de-am nus, că sunt casele de tip familiar, dar totuși ei întâi învață cum cu copiii să le educe, să le crească. Eu și puțin timp am și am vrut ce să termin. Ce aveți în vedere familial? Am puțin timp, auzi, Andrian, am puțin timp și am vrut încă в заключение сказать еще насчет родителей. Adică am fost cu vizită la tot la, dacă am început, spunem, de internaturi,
Eu mă amintesc de părinți și de casele de astea de azil. Noi creștinii, de multe ori, ne ducem prin spitaluri la bolnavi, pe la aziluri, pe la internaturi, pe la casele astea copii orfani. Și când am fost eu personal, satul Iablona, acolo am găsit la raionul Rășcani, unde el e. Iedine, Rășcani, Glodeni, nu mai țin minte, Iablona. Не важно. Am fost acolo, chiar am vrut să văd cum stau bătrânii și am luat interviu de la toți. De la toți aparte. Am intrat, stăteam cu dâși o zi întreagă. Special am venit să mai stau cu dâși de vorbă. Cântam lor cântici, spuneam poezii. Și ascultați, la toate întrebările care le întrebam, ei așa îmi spuneau. Eu le întrebam, vă dăm mâncare, oi, slavă Domnului, îmi dăm mâncare. Văd că e curățel, văd că aveți aparte, fiecare are aparte cont, câte doi în cont. Au garderoape, au șervi, au doctori, tot. Și vă lipsește. Și când ei plângeau și mă cuprindeau, de-astea cuprind, că să mă gândesc că asta e fata mea. În alt mod, intram în altă cont și tot așa îmi spune mamuca. Spați te sărut. Când îmi imaginez când ești nora mea, care m-a adus în coași, da, ei plătesc bani, da, și să mie acolo, nu, tu zi-mi, cât acolo taxa. Dar zici că n-am ni hvatajet ihniva vnimania. У нас тут все есть, dar noi vrem acasă să vorbim, să vedem nepoții. Asta e o situație strigător la cer. Cum copilul șede din internat și toată viața visează că a găsit părinții, necătând în ce stare ies, zbieță, strejă, normale, normal, narcomani, zbomși, el vrea să-l găsească, să-l vadă în ochi. Așa, părinții care sunt abandonați și care sunt De noi, cine? care i-am dus încolo, noi copii. A, de copii Și împătrâni. avem grijă de ei, încă plătim acolo bani, dar noi nu știm că, как сказать, обстановка и вот это чувство, они не чувствуют родимую душу. Și pentru дânșа asta, și ai mai mari durere, vă spun Dar eu, cum a că am ajuns luat ea interviu acolo? de la toate mămușile, am luat interviu. Fiecare, 12 persoane, mă prindeau, plângeau și spuneau, vreau să văd copiii mei, vreau să-i țin de mână, vreau să cânt cu dânsa, vreau cu dânsa să mănânc la o masă, vreau să privesc televizorul cu dânsa. Asta nu se ajunge. Cum la copiii ăștia orfani nu se ajunge mamă, așa și la mamele, care, statele care stau la azil, nu-i se ajung copiii. Și vă îndemn toată lumea care ne auziți, nu lăsați copiii, dar puneți toate eforturile pentru educație și pentru atenția lor. Și nu lăsați părinții, că tot ce facem, tot culegem. Tot ce facem, facem pentru mine. Eu când făceam lui mama mea, nu datoria, dar făceam tot ce trebuia. Și copiii mă întrebau, mama, dar ce nu mama ta? Dar mai au surori, mai aveți, mamuca mai are copii. Și mata ești singură? Eu nu știu, nu judec pe surorile mele care unul era departe, unul în Chișinău, unul era mai, eu eram mai aproape. Eu îmi socotem că asta este nu datoria, dar asta este моя плоть, моя кровь, это моя душа. Я не просто ответственная, там для галочки, ну, asta este мама мя. Când intra мама мя în casă, și copiii мей, cum ca fiecare copil, ia, tașeți, mamă că au intrat, pe dânsa o doare capul. Și mă așezam lângă dânsa și o prindem și îi facem din urmă aici masaj, rep de ochi tănam.
că era invalidă și era greu ea. Ea nu și întreba, dar gălăgii în casă dacă 5 copii. Și ea nu și întreabă, tu ai fost la școală? Dar el îmi spune, da, dar ea n-aude. Și ea, tu ai fost la școală? Dar el de-a treia oară când a răspuns, o râs. Am spus, nu râți, ea nu aude. Și eu întâi am spus ei la urechi, da, el a fost la școală, mamă, îi spun chiar în urechi să audă. Și îi zic, auzi, Ioane, te așez la urechi și alant lângă mine, eu din partea asta, dar tu din partea aceea. Și ieși și îi spune la urechi, da, babușcă, eu băl sivodnă în școală și lasă-mă-i de întrebări. Că zic, a să vii timpul când ați și tu bătrânel și când nepoți tăia, tot așa de întrebări, dar tu nu auzi răspunsul. Și iar dă întrebare. Nu-i de râs. E dacă n-aude asta, nu-i de râs. Trebuie să te apropii și să-i spui la, în urechi. Cu asta trebuie să ne mândrim când noi procedăm corect și alții văd. Mama mea, Dumnezeu să o ierte, în martie a murit, 17 martie. Care când eu eram mititică și mergeam în autobuz, dar e, dacă intra cineva mai în vârstă, dar e sărie, nu așa, dar sărie, dar eu nu înțelegem ce e sare de pe scaun. Și într-o zi eu și-o întreb, pe atunci n-aveai dreptul să întregi, răbdi să o întregi, trebuie acas pe drum. Mama, a ce vă tax, dragi, vă scache, vă tezi, camieche, mama? Dar e deci ca, știu, tâni, a ce te sprașă, știu, tâni ne poneala, de ce eu, adică tresat. Zic că nu, n-am înțeles, eram miticuț, vreo 5-6 ani. Deci că, starii celăvec zășol, te vidi și unii vă medale, un fost la război. Te ne vidi, женщина беременная вошла. Nu vezi, o bătrânie contrat, ori cu dezabilitate. Și eu și am așa fac. Pot, nu pot, eu nu e așa zama. Întreba stăte și eu în troleibus, pot să stau, dar contrat cineva mai în vârstă, eu am trăsărit. Și cu pilda mea arăt la alți pilda. Și la copiii mei, eu nu le spun, ești școală, contract. Dar eu mai întâi trebuie să ar, scol și le arăt cum trebuie să fie. Și nu numai la pilda asta, cu mare regret că sunt deam în vârstă, dar să-mi spus nici cineva așa mai înainte, multe lucruri care eu numai acum le pot spune la alții, dar eu n-am promovat în viața mea. Că tot ce facem noi, ați grim noi jumătate de glas. A să grăiască și copilul. El ne urmează, ne copii. A să grăim noi cuvinte culturale, frumoase, nu burianos. Și el așa să vorbească. Și a să facem noi, așa să fac și ei. Doamna Victorie, eu am două întrebări la Matai, povestit două lucruri și am dat întrebări pe fugit și n-ai înțeles pe mine. Cum au ajuns bătrânii ăștia la casa internată asta de care povestești? Asta înseamnă copii abandonat. Asta prima întrebare. Și a doua întrebare, ce fel de căs de familie în loc de internat? Că nu toți știu despre asta, dacă puteți să informați pe noi. Sau Oleg Brian. Eu n-am multe informații și nu vreau să spun așa informații, adică dar, adică, eu nu studiez informațiile astea, adresele, cum o nimeresc ei acolo. Noi, dacă ne ducem, de pildă, ia că eu mă duc la, la un spital, așa, și eu mă duc să văd dacă este vreo mamuc, vreo tatu, care poate nu are cine, ca, cum, nici, poate nu are cine să-l care, okay. Poate este cineva... Dar nu-l întreb ce diagnoză are și de când stă și ne lua dus și de ce ești pediculo. Asta nu-i frumos să-l întreb. Și pot deci ajuta atât, adică nu-i corect să... În internat
Pun pe părinții copiii, abandonează, cum părinții abandonează pe copii, fix așa fac copiii. Ei duc, spun că lor e greu să aibă grijă de dânșe, vă rog frumos, luați pe dânșe. Am niște cunoscuți care special au refuzat cu acordul mamei, au refuzat de la dânsă ca de la mama, este în asistența socială așa o posibilitate. Eu de ce am dat întrebarea asta lui doamna Victoria, fiindcă a zis că ea are multe știință în privința la asistență socială, dar văd că ea nu știe despre asta. Dacă mama are copii, ei nu pot să o primească pe mama și e în azil, dar dacă copiii refuză, scriu că noi refuzăm de mama noastră, atunci statul își e grijă de mama aceea. Eu am avut așa situația cunoscută de-a mea, așa s-a dus în azil. Asta primul. Internatul de casă de familie, care a povestit doamna Victoria, am crezut că ea știe ceva despre asta. Da, înainte la noi erau internaturi, orfelinaturi, dar nu s-au închis internaturi și orfelinaturi. Și acum, de pildă, dacă Oleg Bregă sau eu, de pildă, dacă suntem însurați, clar că nu la toți dau, trebuie să ai familie, trebuie să ai posibilitate cu ce întreține copilul ei. Să vrem să luăm un copil orfan, noi ne ducem la primărie, punem cererea și când vine rândul nostru, ei îmi propun, sau când este situația de urgență, ei propun că ea că avem un copil, o fetiță, un băiat, dacă vreți să luați pe dânșe sub grijă voastră la educație. Și deja, până la 18 ani, asistentă socială permanent controlează cum este copil educat, cum îl simte în familia asta, dacă nu este oarecare agresare din partea părinților ce. Și e că acum aș vrea să întreb, voi e că amândoi care ați crescut între familii, voi credeți că așa posibilitatea cu familiile este în loc de internat mai bine decât cu internatul? Voi să coați că asta mai sănătos, mai normal pentru copiii abandonați? În primul rând, tu ai menționat că eu eram, mai înainte eram asistent social, special pentru persoane cu dizabilități. Eu cu copiii n-am lucrat. Și eu nu sunt cunoscut cu copiii cu abandonare. Asta în primul rând. Într-al doilea rând, de tip este familiar. Acum s-au închis internaturile și s-au deschis cu tip familiar. Eu vreau să-ți dau ție întrebare. Dar nu-mi trebuiește răspuns. Că eu dau întrebare cum și Oleg, cum și ție, așa să audă toți. Mă deosebesc eu cu 5 copii de familia aceea care au luat 5 copii în tip familiar. Eu alo. Și mă deosebesc de familie tip de tip familiar. Nu trebuie răspuns. Acum nu răspundeți. Dar spun mai departe. Să audă copiii mai tale. Noi putem să vă răspundem. Ca asta copiii, 5 copii sunt voastre. Da, Andreea, ai răbdare să auzi până la urmă când a spun. Gata, că noi nu ne auzim și tu vorbești eu. Mă iertați, dar nu pot să-mi spun gândul. Asta prima. Așa, cu ce mă deosebesc, eu trebuie să mă deosebesc de femeie aceea care e o decis să-și ia 5 copii și să-și facă tip familiar acasă și ei e 5 copii și ei îi dau apartament, apă caldă, viceu, îi dau banii, compensații, producte, o ajută, o îndrumează cum se educă. Eu cu ce mă deosebesc personal? Tot așa ca și dânsa, am 5 copii, dar n-am casă, n-am apă, n-am frigider, n-am nimica. Și când m-am dus și am întrebat, dar de ce? Lor ai dat nou, nu. Nu ne ajutați cu nimic. Știți ce eu spus? Că trebuie să le pădați copiii și apia să aibă. Adică eu trebuie să beau, să fumez, înțelegi? Vesti bespărădăși nu știți. Eu trebuie, asta e obraznă, găveriu. Și eu trebuie să... Aș fi astent așa, a să mă
a să le șas cu dreptul, a să-mi iei copiii și a să dăi la alt femeie de tip familiar. Și la femeile cele a să-i ajute. A să o ajute și moral, a să-l înveți cum trebuie de educat. Și a să-i dăi tot cum este majoritatea care au. Dar de cine e toată viața cu cinci copii nu poate să-mi dăi tot acelea cum le dă și lor. Acum numai gine erau internaturi. Eu sunt de acord. A? Eu sunt de acord cu mama. Dar ei și trăiesc. Da, eu înțeleg că ei iau copiii. Și, adică, я считала, что лучше не забирать у матери ребенка, да помочь матери восстановиться. У ажут скуту апельсины. Если я урункаю копилу из фамилии. Cum, dacă el e refuzat din copilărie pe copil, cum să-i... Ce vă stănavlioate să-i nasamat căznuiu napisala? Ce vă stănavlioate? Da, dar la, nu am nimica. E bine că s-o făcut tip familiar. E bine că le dă. Bine că, că le cresc. Eu mă închin în fața la toți părinții de tip familiar care au decis și-au luat copii. Unu, două, trei, cinci. N-am nimic împotrivă. Jaba ni David ce-o v-am dăiut, nenet, nu. Dar de ce faceți lora, adică le dă, dar mie nu mi-ajute. Că ies că noi trebuie să le pădăm copii și cineva trebuie să iei, ca copilul meu să aibă apă caldă, să aibă, să aibă, să aibă. Și toată viața nu am avut și nici amu nu am. Haideți să vă citesc primele comentarii la discuția noastră. Avem o oră și ar trebui să facem concluzii, că Victoria de mult vrea să plece. Cristian Marin zice, a-ți duce părinții la azil este cea mai mare crimă, după părerea mea, cine își duce părinții la azil sau copiii la orfelinat, nu își merită numele de oameni. Și tot Cristian Marin zice, datoria, investiția pe care o fac părinții în copiii lor, trebuie întoarsă de copii atunci când părinții devin bătrâni și neputincioși. Oricât de mult ne-ar stresa părinții noștri la bătrânețe, să ne amintim că că și-au petrecut nopți nedormite ca să ne crească și să ne ferească de tot ce este rău. De aceea, niciun părinte nu trebuie să ajungă la azil. Cristian Marin de la Ploiești. De orfelinat, eu n-am înțeles ce el a avut în vedere de copii de la orfelinat. Cine își duce părinții la azil sau copiii la orfelinat, nu merită să fie numiți oameni. Eu, sincer, să-ți spun, Marina, așa un lucru. Sunt părinți care chiar au dărnit foarte gine și crește chiar Dumnezeu pe copii. Ei nici nu aveau grijă de copii. Sunt așa familie, că mama doarme, bate, tata, tot nu se trezește copilul când se trezește, când se adorme. Și dacă vecinul dovedește, ajunge și o hrănește pe copilul și la sărman. Și așa au crescut mulți din oameni și numai nu prea să spune atunci și nu prea să uita asistența socială. Doamna Victorie, sunteți de acord cu mine că erau așa cazuri? Chiar zilele astea au căzut un copil de la etaj și maică era beat în casă. Și copilul se juca și urca pe geam și a căzut. Aceste cazuri, auzi, aceste cazuri sunt unice. Așa că nu ne băzăm pe ei, nu să vorbim. Auzi, trebuie să vorbim bășinstvo, nimeșinstvo. Ну, ситуации постоянно бывают такие, что родители не смотрят за своими детьми. И ну, суйте, яка Марин скрика, а утрекут нопцели не дормите. Да де они ной штима ау дормит, и сау ну ау дормит. Патикер нау, патикер ау дормит, май генеш нишну ау, а до чего аминти де копил. Да, ной ну птем спони дел, диспри он каз, pentru aceilalți cazuri. Că aceilalți cazuri nu sunt așa. Lăsăm un caz acolo care era excepțional oricum. Asta, auzi, Oleg Ivanович, mă iertați că sunt macar că în direct, dar o întrebare personală. Dar mâine a să vă mai duceți undeva în oraș ca și am niște întrebări de... Mâine toată ziua sunt la Iași. Vaccinez.
Adică n-a să, da? Cu protestul, da, zici că la Iași te duci, da? Voi duceți-vă la protest, la Comisia Electorală Centrală se protestează pentru că nu se deschid destule secții de votare în diaspora. Aha. Părinți la ce oară? La cei care fac copiii din greșeală. La ce oară? Și la ce oră? La 12 și protest, dar puteți vă duceți și dimineață. Sunt diverse partide care protestează toată ziua. Dar cu cine? Cine încă o dată, la 12 la comisia? Puțin, puțin, puțin răbdare că nu aud. Oleg Ivanович, mă iertați, pur și simplu vorbim, tăți strigi și nu s-aude. La ora 12 la comisia centrală? Da, acolo protestează mai multe partide, mii de oameni să fie acolo. A, dacă sunt acolo, și noi să ne ducem. Dumneavoastră n-ați fiți mâine în oraș ca să mă întâlnesc, că am niște întrebări? Doar seara, când mă întorc de la Iași. A. Ok, dar dacă ori se poi mâine cumva... Poi mâine, îmi trebuie da, fără telefon să vorbesc ceva. Dacă mâine ne înregistrează, poi mâine începem campania electorală și o să ne vedem în fiecare zi și o să mergem poate pe Republică, pe oraș, o să facem campania electorală. Da, da, da. Dar și fel de campanie electorală, oare e nu s-o făcut demo? Nu, Oleg, abia de mâine începe, abia de mâine ne înregistrează pe noi. Asta un fel de voi vorbim cu oameni, da? Da. A, dar la Durlești în vilă. Este o femeie care ea are tot plângere și trebuie să o audiem cumva. Bine, care ți-a spus că o luat creditul, plătitul, nu știu ce acolo are și are. Bine, ținem legătura. Ok, eu am o întrebare. Să spun tema care va fi în următoare duminică sau luni. Bine. Eu pot să numesc tema, Deamă, da? Dacă pot. Da, ascultăm. Da. Tema viitoare, care va fi duminică sau luni, după posibilitatea lui Oleg Brega sau a mea, de pildă dacă eu n-a să plec peste hotare, merge tema despre făcutul bine, a dobre, ca că na românscă mamă și spun, despre... Facerea de bine. Despre fapte bune, da. Cum să fac facerile bune? De ce ei trebuie să fie făcut? Care după dânsă, după această faptă bună, care sunt posledstvii? Cum în română posledstvia? Urmări. Urmări, da. Cum trebuie să facem ca să fie corect faptele bune? Tot asta se margă într-o temă despre a face bine. Тема о добре будет в это воскресенье или понедельник. В него вкладывается все. Как делать добро? Для чего его нужно делать добро? Откуда взялось добро? Все входит в этот один час. Все возможное, что вы можете предложить нам, сказать, подумать, вы можете вложиться в это время. А с этой тема о нас. Карибафи Витор. Vă mulțumesc, doamna Victoria, pentru participare. Oleșca, îți mulțumesc tot mult. Și hai să mai citesc un comentariu de la Cristian. Poftim? La băutură sau fără prezervativ apar copii din greșeală, de la părinții responsabili. Nu copii există așa ceva, copilul din greșeală. Copii apar pe acești copii apar pe lume absolut fără nicio vină. Speriați de ce li s-a întâmplat într-un moment de neatenție sau de euforie bahică, adică de beție. Asemenea, părinți, normal că reacționează așa cum spune tânărul din studio. Bun, Oleg, și bun, Victoria. Ținem legătură. Eu sper că temele noastre, discuțiile noastre, va fi în folos cuiva. Я думаю, що вони пойдуть кому-то на пользу, і думаю, що все, что вы слышали здесь, это ничего нового. Просто разница в том, что мы не психологи, не какие-то там специалисты по этой теме. Мы просто высказываем собственное мнение, которое тоже очень важно. Народное мнение. Но я вем гындул популяр, но и носим тем специалист, шаша мади парти, да, присупунем, ши не гындим, а ша симплу кум есть. Și sperăm că asta ajută în viitor pentru a dezvolta
și pentru a izbegați, ca că în românscă spunem, evităm. Da, evităm aceste probleme. Nu mai bine la toți. Ale când ați închis camera, să-mi cuvinte am vrut să adaug. Mai zice istorie. Două cuvinte vreau să adaug. Că am vrut să menționez că în 10 porunci este scris că cum nu ușidi, nu fura, nu amăji, așa păcitaia țaie mați. Părinți. Dar vreau să хочу отметить, що там насчет дітей не написано, а нумен зеш порунч. Стражиться тенці, к Думнезеу, внимание ла паринц маймулт, адика, ну, шиди, ну, аста, аскулт, ади паринц. Да ну, и скрис, к мама, адика, аколом Библии май департи, и скрис ундева, кум мама требу с... Копиii să, cum, să le duci, cum, să nu-i nervieze, să nu-i... Dar totuși, în 10 porunci, e scris numai pentru copii, ca să aibă în vedere că este părinți. Dar nu-i scris pentru părinți să aibă în vedere că este copii și nu trebuie să le nervieze, să nu le... Numai scris pentru părinți. Eu înțeleg legea asta de atât așa a fost scris pentru părinți, de atât că dacă părintele este stimat de copil, apoi viitor copil când a să fie părinte, el tot va fi stimat de copil. Și de atât se atârnă legea asta către părinți, fiindcă copilul care o stimat părinții, el se învață pe copilul să stimează și pe dânsul. Înțelegi cum? Da. Как бы считается, что если эта заповедь была «почитай отца и мать» распространена только на родителей, как вы говорите, то это включало, что ребенок, когда вырастет, он же тоже будет родителем. И значит, как он был воспитан родителями «почитать отца и мать», также будет обучать и своих детей. Я кашаю он залеклича. Моя стация, утрес мать деконектезла, мини юара, вечине дур. Паразин, да, я не ам дрептул, не ам дрептул с ворби стари. Ворби стари, и я у тот. Олег, я вам говорю латини до по кадру, так спать. Над ты бо. А вот? Бене, упрес. Упрес, ла ревидери. У меня есть такое предложение, я хотел бы...